Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la Oameni și Perspective. În seara aceasta vom continua seria întâlnirilor cu aceiași invitați. Dați-mi voie să spun bun venit din nou domnului Titus Cazan. Cu plăcere, vă mulțumesc. Cum vă simțiți la Oameni și Perspective? Depinde din ce perspectivă mă întrebați. Deci nu se poate da un răspuns general. Bun venit și domnului Constantinescu. Bine v-am găsit. Dumneavoastră, cum vă simțiți? Din aceeași perspectivă. Da? Sper să nu vă stresez eu foarte mult și sper să vă simțiți bine, pentru că, din punctul meu de vedere, este o onoare să v-am ca invitat. Vă mulțumesc. Mă simt bine, fără discuții. În seara aceasta v-aș propune să discutăm despre ideea de libertate. Nu știu dacă noi românii am înțeles cum trebuie libertatea și m-ar interesa părerea dumneavoastră să vedem dacă seamănă cu ceea ce este libertatea într-adevăr. Dați-mi voie să mă asigur eu mai întâi că am înțeles eu despre ce e vorba. De exemplu, eu afirm aici anumite convingeri ale mele. Da. Și încerc să justific părerile mele. Vreau să vă întreb dacă simt dumneavoastră, reprezentând postul de transmisie Oameni și Perspective, sunteți alături de ceea ce se afirmă aici, deci implicit responsabili? Sau sunteți pe poziția adversă? Sunteți dumneavoastră în apărarea unei poziții sau împotriva unei oarecare poziții, sau sunteți un fel de jurnalist perfect, perfect, ideal? Nu se poate spune ideal, nici pe departe lucrul perfect. Acesta. Vă dați seama că, din punctul meu de vedere, având în vedere că invit diferite persoane la masa aceasta, n-am cum să-mi iau responsabilitatea pentru ceea ce cred și afirmă și spun persoanele respective. Uneori nici măcar de ceea ce spun eu nu sunt ferm convins că la sfârșitul emisiunii pot să spun da, am zis tot 100% și sunt și responsabil față de ce am zis. Uneori îmi pare rău de anumite afirmații pe care le fac. Suntem oameni, greșim. Așadar, față de cei pe care îi invit, le dau toată libertatea, pentru că vorbim de libertate, să se exprime. Și lucrul acesta mi se pare mie poate cel mai interesant, dacă vreți. La masa aceasta, fiecare om are dreptul să se exprime liber, dar fără a-mi asuma vreo răspundere vis-a-vis de părerile respective. În ceea ce privește o anume doctrină, o anume, eu știu, orientare, nici lucrul acesta nu-l putem face. Chiar dacă îmi păstrez libertatea de a crede în ceea ce cred. Dați-mi voie fără să impun. Da, vă rog. Să precizez. Nu știu dacă am înțeles bine întrebarea dumneavoastră. Deci, punctele de vedere transmise de aici, în emisiunea dumneavoastră, în emisiunile dumneavoastră, sunt ele obligatoriu sau necesar, cum vreți, punctul sau punctele de vedere ale unui grup, ale unei biserici, ale unei instituții, sau ele pot să fie diverse, nu în mod obligatoriu să reprezinte o singură linie de gândire și de convingere. Nu reprezintă o singură linie de gândire pentru simplu motiv că avem invitați diverși. Da, mulțumesc. Iar ceea ce cred eu că este cel mai important este faptul că telespectatorul are libertatea să privească, să analizeze și să-și tragă propria concluzie. De multe ori am fost acuzați de faptul că nu tragem o linie, să spunem asta este ceea ce trebuie să gândiți, asta este ceea ce trebuie să credeți de aici înainte, asta e concluzia, punct. Am preferat să ne facem treaba, cum spuneți dumneavoastră, a unui jurnalist, în care încercăm să aducem la masa discuțiilor diferite opinii, diferite idei, și fiecare în parte dintre telespectatori și dintre noi, cei care stăm aici, să ne modelăm gândirea și să acceptăm acele lucruri cu care suntem de acord sau care credem că fac sens pentru ceea ce ne interesează. Eu vă apreciez pentru aceasta. Nu știu dacă este bine, dacă este rău. După judecata mea este bine. Că aceasta înseamnă respect față de gândirea celorlalți și față de preferințele celorlalți. Sigur, cu completări posibile, oricând posibile, în Carol Stream, aici lângă Chicago,
am avut o discuție cu doamna. Da, scuzați-mă că vă întreb. În același timp, vă dați seama că nu putem permite la masa aceasta orice fel de discuție, orice fel de limbaj, orice. Deci nu se poate discuta. Există niște nu limite. Nu s-ar putea, ale vă dau un simplu exemplu, nu am putea să aducem aici, eu știu, să facem spectacol de indecent, să spun așa. Pentru că nu este filozofia noastră, nu ține de, dacă vreți, de nici măcar de bunul simț pe care noi credem că ar trebui să existe în momentul în care deschizi ecranul și vezi ceva la televizor. Deci telespectatorii acestei emisiuni au posibilitatea, dreptul, eventual datoria, să evalueze pe cei care prezintă convingerile dânșilor și orientarea dânșilor, fără să fie stânjeniți de nimic altceva. Pretenția noastră este că aducem în discuții subiecte serioase care interesează oameni. Asta e ceea ce credem noi. Nu știu, domnul Constantinescu, ați fost destul de des la emisiune. Nu știu care este părerea dumneavoastră. Păi, cum simțiți lucrurile? Dacă e într-adevăr ceea ce spun sau e altceva? Eu că sunt aici atât de plin de adrenalină că nu mai știu ce simt și nu mai știu cum merg lucrurile. Dar cert este că n-am fost cenzurat cu prea nicio opinie de către Marius și dacă au fost comentarii critice, au venit pe forum și asta e tot o expresie a libertății de opinie, au venit și de apreciere și critice, dar cert este, cred că punctul tare al acestei post, ca unul care am fost mai des oaspete. Nu sunt moderator, sunt un musafir mai des invitat. Din motive de economie stau mai aproape decât alții. Dar nu mai sunteți musafir, vă spun eu. Mă rog, de punctul tare cred că este libertatea dezbaterii și, așa cum a spus Marius, seriozitatea subiectelor. Foarte bine, apreciez aceasta. Eu îmi dau seama, deci, că fiecare vorbitor, și în cazul de față mă gândesc la mine, are convingere sale filozofice, religioase, apartenența eventual la o biserică, la o organizație, la o instituție oarecare, după preferință, după împrejurări. Dar că aceasta urmează să fie evaluat de ascultători. Aș vrea totuși să adaug ceva. Acest respect al nostru pentru opinie și pentru libertatea de exprimare, pentru libertatea gândirii, este el însuși înrădăcinat într-o anumită filozofie și o anumită teologie. Eu cred că da și cu aceasta intrăm în subiectul nostru. Pentru că începuse să spun adineauri, am stat de vorbă cu o doamnă în Carol Stream, aici lângă Chicago, într-una din suburbii, lângă Schaumburg, cu ani în urmă. Avea niște copii micuți, 2-3, nu mai țin minte, 2 sau 3, nu sunt sigur, drăgălași, curați, mă rog cum era, și spunea așa, eu, zicea ea, vreau să iau lecții biblice, că vreau să învăț ce e bine, ce e rău din Biblie. Dar, zice, pe copii nu vreau să-i învăț nimic ca să fie liber să aleagă când sunt mari. Și am spus, doamnă, cred că e bună orientarea, că îi lăsați pe copii liber să aleagă, dar întrebarea mea este dacă nu au niciun pic de educație de niciun fel la capitolul respectiv, cum vor putea să aleagă? Din ce vor alege? S-a gândit pentru un moment, a zis, să știți că aveți dreptate și mai departe e istorie, nu interesează pe ascultătorii noștri. Ceea ce vreau să spun, că libertatea aceasta la care începem să ne referim în discuția noastră presupune și o măsură cel puțin necesară de informație, de o cantitate de cunoștințe ca să poți să decizi așa sau altfel. Ceea ce noi aplicăm la copiii noștri. Noi nu lăsăm pe ei să ia hotărâri în domenii în care ei nu știu nimic despre ce este vorba. Dar cu aceasta intrăm în subiectul nostru și anume, haideți să o pun în forma aceasta, dacă îmi dați voie. Sigur, vă rog. V-am luat cumva cuvântul? Nu, fără ascult, să-mi dau seama. Ascult, da. Lupta pentru independență națională este un fapt istoric cunoscut, oricui a pus mâna pe o primă carte de istorie cu datele respective, cât de corecte, cât de bine interpretate, rămâne de văzut, dar este un fapt istoric, lupta pentru independență. Nu am nimic de spus prea mult despre națiune care s-au luptat pentru independență, fiindcă au fost niște motive care le-au condus acolo. Eventual discriminare, exploatare,
numiți ce vreți în continuare. Pe mine mă interesează dacă, mergând mai departe decât atât, putem ajunge la o independență instituțională în cadrul țării în care locuim, deci în interiorul țării, să fim independenți față de legislația țării în care trăim și ne ducem viața. Și ar fi stat în stat la lucrul acesta, faceți referire sau... Da, întrebarea noastră este parte din răspuns, da? De acord. Și mai mult decât atât, fiindcă la aceasta răspunsul este scurt și evident, nu trebuie mare dezbatere pentru asta, la nivel individual. Dacă noi, ca indivizi, putem să fim independenți. Și în ce măsură noțiunea de independență se poate confunda cu ideea de libertate? Eu, de exemplu, mă declar că sunt liber cugetător. Nu neapărat în sensul în care se afirma aceasta ca urmare a Revoluției franceze, sau, dacă vreți, Voltaire, Rousseau sau alții pe care i-aș putea și eu cita, sau mai bine alții decât mine, dar eu cred că sunt liber cugetător în sensul acesta, că nu accept ca cineva să îmi dicteze, să-mi impună ce să gândesc. În privința aceasta mă declar liber cugetător. În același timp, vorbind despre mine, eu declar că eu nu mă simt independent. Aici, dacă vreți să facem puțină discuție, poate un om să fie liber în timp ce nu este independent? Pe mine m-ar interesa dacă putem să clarificăm puțin diferența dintre a fi independent și a fi liber. Da. S-ar putea face lucrul acesta, poate ne ajută. Da, eu aș vrea un răspuns tentativ. Eu aș vrea să fac diferență între independență, dependență și interdependență. Da, exemplu la dumneavoastră, într-o țară, o instituție care să nu se supune legilor țării nu există, nu poate exista. Nu poate supraviețui. Dar în același timp, într-o țară poate exista o constituție, într-o federație, vreau să zic, într-o federație, poate fi o constituție și local, diverse, sau hai să iau, mă duc la instituția în țară, o instituție în interiorul ei are dreptul să-și facă un regulament de funcționare interior care nu este dictat de guvern. Este regulamentul ei de funcționare interioară. Dar aceasta în limitele țării respective. Un angajat de la acele instituții, sunt convins că este obligat să respecte regulamentul instituției, în același timp însă el are dreptul să își conducă ce stil de viață vrea atunci când iese afară pe partea întreprinderii. Deci, eu văd aici mai mulți factori și mie nu-mi place ideea să o pun atât de bipolar, dependent-independent. Aș face diferență între interdependență și dependență. Deci, cred că independență la modul absolut nu poate exista. Dar poate exista interdependență, în sensul că eu depind de tine, tu depinzi de mine. Și aceasta cred că mărește mult gradul de libertate. Atunci când indivizii sau instituțiile sunt entități interdependente, deci este mai puțin ierarhic, chiar dacă există un centru, dar nu există o piramidă. La spusele noastre, eu adaug pentru necesitatea aparentă mie un limbaj legislativ. Eu cred că în cadrul unei federații, când există o Constituție federală, ceea ce este cazul cu Statele Unite ale Americii și eventual cu alte Statele Unite, eu știu ale cui, din lumea aceasta, statul, un stat dintre celelalte state, poate să aibă o interpretare eventual diferită a prevederilor Constituției Federale. De alt stat, de alt stat. Diferită de altui stat, de unui stat vecin, dacă vreți. Da. Și la aceasta poate să fim martori chiar acum în ce se întâmplă în țara noastră cu propunerea numărul 8 sau mai știu cuvintele. Da. California. Da, e un subiect interesant. Ce vreau să zic? Este foarte interesant, deci ajung și la problema libertății individuale aici. Deci e foarte interesant, într-adevăr, interpretarea Constituției poate să varieze de la stat la stat. În același timp, însă, există drepturi ale omului, stabilite prin Bill of Rights, care nu este Constituția. Și guvernul federal are dreptul să intervină, sau Curtea Supremă
are dreptul să vorbească, atunci când un stat încalcă unul din drepturile fundamentale ale cetățeanului. Și mi se pare că aici e un concept la care, de care aș vrea să mă leg. Anume, mă refer la România, hai să mă întorc la România. După, în 89 ne-am câștigat și noi libertatea, asta eu am spus. Și peste câțiva ani, un grup de martori al lui Jehova, deci vreau să spun o religie cu care nu am prea multă simpatie, pentru că și recunosc că uneori pot fi foarte agasanți. O grup de martori al lui Jehova merg în Orlat, în România. Și sunt bătuți măr, femei, copii sunt bătuți de țărani, de creștini, un plus de sânge, duși cu salvarea din sat, sub binecuvântarea popei și popii și în prezența șefului de post. Presa românească salută, presa din Sibiu, în editorial, salută intervenția țăranilor din Orlat de a-și apăra credința, făcând caz de dreptul de a trage cu pușca. Oamenii sunt liberi să-și apere credința. Deci, ce văd eu aici? Există o înțelegere foarte, foarte medievală a libertății în țara noastră. La unii dintre cetățenii noștri, dar nu vorbesc de țărane de Orlat, eu vorbesc aici de un jurnalist de la Tribuna Sibiului, care spune dreptul de a trage cu pușca. Dreptul de a trage cu pușca e dreptul să-ți aperi viața și familia când ești atacat. Nu dreptul de a-l împușca pe cineva că vine cu o broșură la poarta ta. Și cred că aici este un subiect la care suntem confuzi și ar trebui să clarificăm. Anume, libertatea națională sau libertatea grupului nu însemnează neapărat libertatea individului. Iar individul... În ce sens nu însemnează? Pentru că noi am fost mai liberi ca orice stat socialist pe vremea lui Ceaușescu, mai liber ca orice stat socialist. România a fost statul socialist cel mai liber din blocul sovietic și în același timp am avut cetățenii cei mai oprimați. Dar nu vreți să spuneți că n-ar trebui să fie și libertatea individului? Nu, eu vreau să spun altceva, că noi nu avem suficient de coaptă în minte noțiunea că libertatea implică libertatea individului. Deci că nu există libertate națională, libertate denominațională fără libertatea individului. Asta vreau să spun. Așa e. Eu mă întorc ca să subliniez ideea sugerată de domnul Constantinescu că nu există independență individuală. Eu subscriu la aceasta destul de repede. Părerea mea este că singurul independent este Dumnezeu. Noi toți ceilalți suntem dependenți într-o măsură sau alta. Suntem dependenți, dacă vreți, de moștenirea noastră genetică, familia în care ne-am născut, ne place sau nu. Suntem dependenți de timpul în care ne-am născut, de locul în care ne-am născut, de circumstanțele de lângă noi, din jurul nostru. Și așa mai departe, lista poate să fie continuată. Și afirmația cuiva că el este independent arată puțin înțelegerea realității, după părerea mea. În același timp, din toată inima mă grăbesc să afirm, cu toată convingerea mea de care sunt capabil, că există un drept pus de creator în fiecare ființă la libertatea. Și mă refer în special la libertatea de gândire acum. Eventual pe direcția gândirii religioase, dacă vreți, sau a gândirii politice, nu înseamnă că toate formele, toate rezultatele procesului gândirii sunt valabile și sunt bune. Nu, nici vorbă. Dar cred că nimeni nu are dreptul să impună altuia ceea ce el simte și crede și știe că este corect și este adevărat. Nu are dreptul acesta. Poți să-l înveți, poți să-l sfătuiești, poți să cauți să-i fii de folos, dar nu ai voie să-l obligi. Nici pe propriul tău copil sau soț-soție nu ai dreptul acesta. Conștiința aparține Creatorului. Și Creatorul a decis să nu oblige conștiința. Și atunci eu cine sunt? Apropo de incidentul din Cartea Faptele Apostolilor, când s-au dus doi fii ai unui preot acolo să scoată ceea ce i-au sesizat un duh rău din cineva și acela le-a răspuns, zice, pe Iisus îl știu, pe Pavel îl cunosc, dar voi cine sunteți? Și a sărit și i-a
i-a bătut și au plecat de acolo în pielea goală și rușinați și răniți mai de capul lor. Rețin formularea aceasta a Duhului Rău din incidentul respectiv. Cine sunteți voi ca să impuneți altora? Voi vedeți-vă de treaba voastră. Nu avem dreptul să impunem altcuiva. Apropo, vorbim aici de independență și de libertate. Domnul Constantinescu vorbea de interdependență. Vedeți, la un moment dat, libertatea noastră s-ar putea să fie încălcată în vreun fel de libertatea celuilalt. Nu există, nu credeți că există teritoriu unde acestea se suprapun și ceea ce înseamnă pentru dumneavoastră libertate în gândire s-ar putea să mă afecteze, să-mi afecteze propria mea libertate? Da, se poate să fie așa, există zone în care se suprapun și discuția apare să fie interesantă, dacă ne referim la aceasta. Mie niște gânduri îmi împing așa timpul înainte. Și anume mă refer la faptul că mă citesc singur, dacă vreți, dați-mi voie, că am spus că faptul că un om este liber să gândească nu înseamnă că tot ce produce mintea lui este corect. În niciun caz nu vreau să spun lucrul acesta. Vreau să spun însă următorul lucru. Că atunci când un om respinge pe Dumnezeu în numele independenței gândirii lui, produce o contrazicere, dacă vreți, esențială în propria lui ființă. Pentru că noi suntem, vrem, nu vrem, dependenți de Dumnezeu. Când o face în numele libertății lui, cum am zis eu că sunt liber cugetător, unii s-au declarat liberi cugetători și la aceasta s-a referit negația mea trecută. S-au denumit pe ei liberi cugetători în sensul că ei resping pe Dumnezeu și afirmațiile lui, pe ei nu interesează, nu îi obligă, nu îi angajează nimic ce spune sau eventual ce poruncește Dumnezeu, fiindcă ei sunt liberi să gândească altceva, nu în sensul acesta sunt și nu vreau să fiu vreodată un astfel de liber cugetător. Dar ei s-ar putea să se considere nu liberi cugetători în sensul că îl resping pe Dumnezeu, ci s-ar putea să se considere independenți vis-a-vis de Dumnezeu. Adică nu sunt. Aici avem de a face cu acea suprapunere de care ați vorbit, incidental. Dar fiți atenți, vă rog, la următorul lucru. Din înțelegerea mea și vă rog să evaluați dumneavoastră și toți stimații telespectatori, ascultători. Dacă eu, prin alegere, vreau să slujesc pe Dumnezeu, eu îmi supun gândirea mea direcțiilor pe care le trasează El, pe care le recunosc că e Creatorul meu și în cuvântul Lui pe care îl socotesc inspirat, Biblia, cuvântul inspirat al Lui Dumnezeu, în forma interesantă în care apare acest cuvânt și demnă de a fi comentată. Dacă eu resping pe Dumnezeu în numele libertății, adică mă declar liber și nu mă interesează ce spune Dumnezeu, eu cu aceasta nu am devenit independent și nici liber n-am devenit. Liber sunt. Fiți atenți la aparentul paradox. Spune Biblia, Pavel în Corinteni, scrie Apostolul Pavel la 2 Corinteni 12 cu 5, dacă vrea cineva să-și noteze eventual versetul, unde zice că orice gând îl fac rob ascultării de Hristos. Îl fac eu. Îl fac voluntar. Deci îmi supun libertatea mea deciziei lui, știind că el poate să decidă în cunoștință de cauză mai bine ca mine. Că eu pot să iau hotărâri și am și luat hotărâri în viață pe care le-am regretat. Am avut motive să le regret și încă sunt asemenea motive și în prezent. În greșelile pe care le fac îmi dau seama că am decis greșit. Și atunci eu caut, în măsura în care pot și sunt conștient, să-mi supun voința mea și alegerea mea preferințelor lui și mă fac rob lui Iisus Hristos. Dar sunt liber în timpul acesta și aici apare paradoxul. Și ce mă face pe mine să afirm puternic că sunt liber? Ori de câte ori
îmi dă prin minte sau vreau să mă retrag din această înrobire, sclavie voluntară în care am intrat. Oricând vreau să mă retrag sau să mă distanțez de ea, sunt liber să o fac. Nu mă reține nimic cu forța. Nici Dumnezeu, nici puterile cerului, nimeni nu mă ține cu forța. În schimb, când mă declar liber față de Dumnezeu și eventual simt că sunt independent, nu, eu nu sunt sclavul nici al Bibliei, nici al unei religii, nici moștenite, nici descoperite, nimic în numele libertății. Eu sunt sclav. Și de unde știu eu că sunt sclav? Simplu de tot, fără să studiez multe tratate de filozofie. Că atunci când vreau să scap de acolo, de felul de viață în care intru, nu pot. Am terminat. Toate sunt, dați-mi voie să traduc pentru stimații ascultători din țara aceasta, addicted. Nu pot. Vreau, dar nu pot. Zicea Mark Twain, deci aud pe unii că nu se pot lăsa de fumat. Și nu e adevărat. Și eu m-am lăsat de vreo mie de ori. Vă dați seama de ironia afirmației. Aud pe unii care spun că ei se lasă ușor. Zice, da, eu beau, zice, câte un păhărel, câteodată. Zice, da, eu, pentru mine nu e... Zic, mie să-mi spui lucrul acesta după ce te-ai lăsat, nu acum. Acum te respect, eventual te iubesc, că mi-ești prieten sau mi-ești frate, sau mi-ești rudă, mi-ești drag. Dar mie să nu-mi spui că te lași ușor. Să-mi spui după ce te-ai lăsat, nu acum. E prematur să-mi spui acum. Și atunci ne dăm seama că suntem sclavi. Este exact ce spune Biblia, că cine trăiește în păcat este rob al păcatului. Și pune aceasta în opoziție cu sclavia față de Iisus Hristos, unde este sclavia dragostei. Eu când m-am căsătorit, și probabil și dumneavoastră îmi place să cred, am intrat într-o altă relație socială. Eu nu mai sunt de acum acel care am fost înainte de căsătorie. Liber să fac ce-mi dă prin cap, să mă duc unde vreau. Este sclav. Sunt sclav. Dar este sclavia dragostei. Și apreciez pe soția mea și sunt recunoscător totdeauna pentru ce este și pentru ce a făcut și pentru ce face. Și îmi dau seama că soția mea, cu tot respectul față de ea pe care îl am, are și ea defecte omenești. Fie defecte de caracter, de temperament, dacă vreți, sau idei greșite sau confuze, în același timp spun despre mine același lucru. Nu? Dar așa înțeleg eu libertatea și independența, în felul acesta. Dacă mă refer la raporturile noastre ca indivizi cu ideile pe care le întreținem, care ne sunt nouă dragi, eventual, cu felul de viață pe care îl practicăm, în care ne găsim, și cu direcția pe care am abordat-o. O să vă pun o întrebare. Vă rog. A existat un autor cunoscut de noi trei în secolul XIX, începutul secolului XX, A.T. Jones se numea. Da. A scris o carte foarte bine documentată, foarte bine gândită, Lessons from the Reformation. Și acolo face o afirmație. Problema libertății religioase nu este problema relației între biserică și stat. Este problema relației între individ și biserică. Ce părere aveți despre afirmația asta? Părerea mea este că e mult adevăr în această afirmație, dacă pe mine mă întrebați. Da, pe dumneavoastră să mă întreb. Este mult adevăr și mă abțin să spun că este tot adevărul în ea, din precauție. Fiindcă totdeauna există factori care pot să-mi scape mie. Pentru că statul nu are niciun rol în materie de dirijarea conștiințelor cetățenilor. Și mă refer acum la conștiința religioasă, specific vorbind. Nu are rol. Statul are altă misiune pe care Biblia și Dumnezeu, deci, o recunoaște, de administrare a vieții cetățenilor, de organizare și administrare. Are răspunderea lui statul și trebuie recunoscută, că și se achită cinstit sau incorrect, abuziv sau insuficient, e discutabil de la caz la caz și în cursul istoriei. Dar în materie de conștiință, statul nu are niciun rol. Mi-aduc aminte de, dați-mi voie să spun, cu scuze față de spectatorii noștri, telespectatorii și teleascultătorii noștri, sunt țări în care
dacă nu ești de religia țării, nu ești recunoscut de cetățean al țării respective. Dau ca exemplu anumite țări mai stricte de religie islamică. Dacă nu ai religia statului respectiv, nu ți se recunosc nici drepturile de cetățean. Dar ce părere aveți? Între care dreptul elementar de libertate. Auzi, sau de muncă. Da. Dar ce părere aveți despre acele țări în care ți se recunoaște cetățenia, dar nu ți se recunoaște că ai reprezenta naționalitatea respectivă? Este ce am spus și eu, da. Spus cu alte cuvinte. Deci, ci se recunoaște cetățenia, ai toate drepturile, dar nu ești văzut ca reprezentant al naționalității. E vorba de grade diferite de discriminare. E același lucru, însă gradul de discriminare e diferit. Eu am mers la extremă, dumneavoastră ați vorbit de un caz intermediar. Da. Domnul Constantinescu, mi-a plăcut foarte mult jocul de cuvinte, să spun așa, liber, dar de fapt sclav, sclav, dar de fapt liber. Ce părere aveți dumneavoastră de lucrul acesta? Păi, cum să spun, nu vreau să repet aceleași lucruri care au fost deja spuse. Aș vrea să spun că libertatea absolută, deci nici în gândire chiar nu există libertatea absolută, în sensul că noi depindem de anumite prejudecăți, idei preconcepute, percepții. Dar noi, în timp ce... Scuze, ați vorbit de independență, nu ați vorbit de libertate. Oh, da, aveți dreptate, aveți dreptate, da, așa e. Însă vorbim de libertate socială, Nu există libertate absolută. Tu, Marius, ai spus un lucru anume că libertatea mea la un moment dat este limitată de libertatea altuia. Nu știu că trebuie să definim bine ce însemnează libertatea din punct de vedere social. Pentru că unii ar vedea în libertate și mi-amintesc România după Revoluție. Deci libertatea era înțeleasă ca anarhie. Acum avem și noi dreptul să facem ce vrem, că asta e democrație. Iar alții poate că ar merge în cealaltă extremă. Ar merge la ideea că guvernul nu numai că are dreptul să dicteze religie, dar și să dicteze morală. Și ce aș vrea să spun eu este că trebuie să înțelegem care sunt limitele autorității într-o societate deschisă. Folosesc termenul societate deschisă, pe care l-a văzut Karl Popper. Anume, există și societăți deschise și societăți închise. Și interesantă, pe mine nu m-a uimit ideea că există societăți deschise și închise, știam. Dar m-a uimit criteriul după care Popper a definit societatea deschisă și închisă, că nu mai așteptam la asemenea criteriu. Popper fiind un mare logician. Popper a spus așa, orice societate sau orice guvern care își subordonează politica unui țel anistoric, de exemplu, promovarea rasei pure ariene, da? Promovarea sau victoria finală a comunismului, mă rog, viitorul de aur al omenirii, sau o idee religioasă. Noi trebuie să fim ortodoxi, noi trebuie să fim musulmani, noi trebuie să fim creștini. Deci orice societate care promovează în politica ei o idee anistorică, un ideal transcendental, să zic, este o societate închisă. Și ce spunea Popper? Cu cât e mai înalt idealul, cu atât mai închisă e societatea. Și aici e un paradox. Pentru că am văzut chiar ieri la biserică, la noi, era acolo o fițuică. Votați pe cutare pentru că va susține credința și moralitatea. Mulți creștini mușcă din momentul asta. Spune, votăm pe cineva care în politică va susține credința și moralitatea. Unul dintre multipli candidați la președinția România postcomunistă spunea că politica lui să împace pe român cu Dumnezeu. Ăsta e președinte care trebuie. Următorul la Popper. Popper spune, atunci când o societate își propune ca scop, prin mecanismele ei de putere, să atingă sau să realizeze niște idealuri anistorice, care nu sunt imediate, societatea devine o societate închisă în care indivizii nu mai au libertatea. Atunci când o societate urmărește binele imediat al indivizilor, să aibă ce mânca, să aibă străzi sigure, să aibă băncile să funcționeze, să aibă securitate, în acea societate, aceea este o societate deschisă și acum vine paradoxul. Atunci când statul se declară total neutru în probleme de religie și morală, înflorește religia și moralitatea în acea societate. Ați vedea Statele Unite. La alegerile din Statele Unite, nu foarte mulți au fost supărați tocmai pentru, și vorbesc aici din partea creștinilor.
a fost ales Obama și foarte mulți creștini supărați pentru că el nu poate să mă reprezinte pe mine ca și creștin în modul în care el... Hussein. Nu de asta, dar modul în care gândește. Și sunt foarte multe persoane care au votat în funcție de cum gândește din punct de vedere religios persoana respectivă. Și aici ceea ce nu înțeleg... Credeți că este greșit sau este... Nu numai că este greșit. Este urmarea a unei campanii de aproape 20 de ani de îndoctrinare și spălare de creier la talk show, radio talk show de conservator, de la învoane, în bisericile evanghelice mai ales, adică catolicii parcă au fost mai discreți aici, dar evanghelicii, profitând de incultura specifică a bisericilor pe care în care predică și de faptul că au, deci membrilor nu cunosc istorie de obicei, au profitat și au exploatat aceasta, întorcând America spre o formă de teocrație medievală, fiindcă aș vrea să spun acum un lucru. Motivul pentru care există biserici evanghelice puternice în America este pentru că Thomas Jefferson, atunci când baptiștii au fost persecutați în Statele Unite, Thomas Jefferson a declarat într-o scrisoare către comunitatea baptistă din, cred că din Virginia era, nu? Nu mi-amintesc exact, din sud. Da, a spus așa, Constituția noastră așează un zid de despărțire între biserică și stat. Adăpostit de acest zid de despărțire, bisericile baptiste s-au putut dezvolta în America, că altfel le punea imediat piciorul pe grumaz episcopalii și celelalte biserici istorice, au putut înflori. Și acum mânați de niște tip cu viață dublă, care cum Tim Haggar, care predică una de la învon și face alta în spate, ei au ajuns să susțină că statul, guvernul trebuie să promoveze religie creștină. Mie mi se pare că Obama, aș vrea să spun, am apreciat la Obama în câteva răspunsuri pe care le-a dat o filozofie foarte, foarte corectă în privința aceasta. Obama este un om care duce copiii la biserică, care merge la biserică, dar a înțeles foarte bine problema libertății religioase. Deci, mă întorc la problema mea. Într-o societate în care statul, guvernul, încearcă să promoveze religia, cetățenii își pierd libertatea religioasă. Într-o societate în care statul se ocupă de minilor temporar, cetățenii prosperă în cele spirituale. Domnul Cazan, da. Dumneavoastră, ați alege o persoană care, eu știu, contravine modului de gândire al dumneavoastră, dar știți că din punct de vedere social, așa cum zicea domnul Constantinescu, va face străzi, va respecta libertatea și așa mai departe, sau ați prefera să alegeți pe cineva care nu promite lucrurile acestea, dar știți că din punct de vedere al orientării religioase, seamănă cu modul dumneavoastră de a gândi. În primul rând trebuie să mărturisesc, fiindcă mă simt provocat, nu știu dacă pe drept sau pe nedrept, să mărturisesc că eu am oarecare rezervă față de politicieni în general, față de ceea ce promit. Probabil că de aici ar fi trebuit să plecăm cu discuția. Deci nu mai contează... Da. Așa, următoarea parte a răspunsului meu este aceasta... Păi, cred că l-ați cam dat răspunsul. Da. Următoarea parte a răspunsului meu, ca să fie cât mai aproape de intenția întrebării, este aceasta. Eu prefer pe un om, că va face stres sau nu, nu știu, dar prefer pe un om în care am eventual mai multă încredere că nu se amestecă în problemele conștiinței, decât să fie un frate, un confrate religios al meu, dacă vreți, din biserica mea, care a ajuns acolo, mă bucur că a ajuns, hai să îl votăm pe el, că e fratele nostru de credință. Eu am mai multă încredere într-unul care garantează neamestecul unui domeniu cu celălalt. Păi dacă e fratele dumneavoastră de credință, nu ar trebui să susțină și el această libertate de credință? Dar eu mă întreb dacă fratele meu ajunge vreodată să-și depună candidatura. Dacă e frate cu adevărat. Dar aici intervine altă problemă. Hai să că fratele meu își depune candidatura, dar eu observ ceva. Deci, într-o biserică se face imagine și se face... Deși bisericile n-ar trebui să facă politică electorală, da? Dar se face. Printre lei se face imagine unui candidat care este credincios. E de aceeași credință. E de preferat. Da. În același timp, un candidat mai competent este, n-are șansă fiindcă n-are electorat în biserică. Or, aici este e un foarte mare pericol. Și vreau să spun că pionerii noștri, că am mai vorbit de Jones,
Andrews în special, Andrews, mai ales Andrews, a înțeles foarte bine lucrul acesta acum. O democrație se poate transforma într-o teocrație prin lașitatea politicienilor și prin slăbiciunea, să zic, mecanismului judiciar. Ce îmi place în America, vreau să spun ceva de America, au fost acuzați de multe ori judecători de activism și probabil că așa este, mai ales în California, de activism de stânga. Dar un lucru este foarte interesant. În America judecătorii au încă curaj să spună nu chiar și președintelui Statelor Unite, cum a fost cazul din Florida. În alte țări mai puțin. Da, în Florida a fost cazul lui Terry Schiavo. Un judecător a spus nu și președintele și guvernatorului. Și i-a spus guvernatorului, tare sens dacă vii să te bagi aici la spital. Deci o poziție foarte categorică. Judecătorii au încă o independență în America care, cum a spus, în alte țări, nici măcar în țările din Europa de Vest nu există. Nu, da. Și e un lucru de apreciat. Îmi pare că mulți dintre concetățenii noștri nu înțeleg aspectul acesta. Pe de altă parte, legislativul și executivul sunt separate, cel puțin teoretic. Și cred că a fost foarte înțelepți fondatorii Americii când nu au contat pe bunătatea naturii umane, ci pe această separare a puterilor, care se ține la pe alta în șah. Adică a fost un joc foarte inteligent gândit, după părerea mea. Eu aș merge până acolo încât să cred că a fost și o inspirație de la Dumnezeu, da, în ce s-a întâmplat. Dar eu mă grăbesc, foarte interesant de mers pe direcția aceasta, mi-ar făcea multă plăcere, dar mă grăbesc să vorbesc din nou despre libertate individuală din alt punct de vedere și îmi cer scuze că... Eu am o întrebare, nu știu dacă se potrivește cu ceea ce vreți dumneavoastră să spuneți. Mă gândeam vis-a-vis de libertatea aceasta individuală pe care o afirmăm și considerăm că este de dorit. Da. La un moment dat nu ar putea să devină o libertate a unui grup și ea să fie impusă ca și grup prin asociere. Eu cu dumneavoastră și cu domnul Constantinescu gândim la fel. Fiecare e liber în gândire, dar avem aceleași convingeri. Nu devine la un moment dat o libertate de grup care poate să impună lucrul acesta? Bine, voi răspunde întâi la întrebarea dumneavoastră. Apropo de libertate de grup, asocierea unei persoane cu o biserică se pare că este absolut voluntară și este liberă, nu e constrânsă. Am auzit și de cazuri de constrângere aici sau acolo, nu în țara în care ne găsim în momentul de față, nu în Statele Unite ale Americii și nu în prezent. Afară de câteva grupuri, nu știu pe unde, care intră sub incidența legii. Dar ce mi se pare mie că trebuie să fie înțeles inițial este următorul lucru. Nu vreau să fiu deloc caustic. Mă lupt și eu să mă păstrez în termeni decenți ceea ce vreau să spun. Ne asociem noi câțiva, constatând că avem aceeași speranță, aceeași convingere, aceeași, dacă vreți, credință religioasă. Și devenim în felul acesta frați. Vorbesc în termen destul de comun în lumea religioasă. Bun, devenim frați. La un moment dat, eu încep să gândesc diferit, divergent de dumneavoastră ceilalți. Nu pricep deloc prea bine, parțial cred că înțeleg, dar nu totul, de ce preferă cineva, ca având convingeri schimbate, să rămână în interiorul acestui grup, în care a intrat voluntar, prin adeziune, neforțat, acceptând vederile asemănătoare, comparabile cel puțin, până la un punct oarecare și obiectivele comune. Dacă dumneavoastră nu înțelegeți partea aceasta, eu nu înțeleg cealaltă. De ce noi ceilalți ar trebui să vă dăm în cap pentru că v-ați schimbat convingerea? Eu aș vrea să pun altă problemă. Noi trei ne asociem și suntem frați. Și ne avem urmași. Da. Și urmașii noștri înțeleg tot mai puțin de ce ne-am asociat noi. Da. Adică vreau să spun, ei moștenesc crezul. Și la un moment dat, unul dintre ei, să zicem că îl cheamă Martin Luther, asta zicem doar, unul dintre ei descoperă că nu asta am intenționat noi trei când ne-am asociat. Da. Și le spune celălalt, deci el nu are motive să părăsească gruparea. Pentru că el, de fapt,
el de fapt înțelege că gruparea a fost bazată pe un astfel de... La urmă, vorbim de Noul Testament. Un testament este un legământ care nu poate fi desfințat după moartea celui care l-a făcut, da? Așa. Deci testamentul acesta nu poate fi modificat. Vrea să ne întoarcem la Noul Testament, cum a fost Martin Luther. Da. Ei, în cazul acesta, ceilalți îi dau în cap. Deci eu înțeleg că unul ca Luther sau un reformator nu se grăbește să părăsească biserica, pentru că înțelege că, de fapt, el este mai aproape de testamentul fundamental al bisericii, de textul de bază, de mărturisirea creștină de bază, decât celălalt. Nu știu, n-am știut că sunt alergic până acum, dar cred că fac alergie când aud de fundamentalism. Și uite de ce. Da. Nu pentru că... Nu că și eu sunt alergic la fundamentalism, să știți. Nu pentru că eu m-aș considera liberal, nu cred că aș fi foarte încântat să fiu etichetat ca liberal. Nu pentru motivul acesta, fiindcă știu că sunt niște principii neschimbătoare, nenegociabile, pe care Dumnezeu le-a stabilit și care au valoare eternă. Sunt veșnice. Din punctul acesta de vedere, dacă vrea cineva să numească asta fundamentalism, vreau să fiu și eu acolo. Dacă asta înțeleg. Dacă e referire la cine știe ce trebuie de administrație sau de structură din aceasta adăugată, acolo am rezerve. Însă vreau să înțeleg următorul lucru. Și acum eu încerc să întâmpin cele două forme ale întrebării, mi se pare era oarecum că e aceeași întrebare. La fel, numai că e aceeași întrebare. Da, dar sunteți la mijloc acum. Păi exact. E pusă una din dreapta. Nu vă socotesc politic de dreapta sau de stânga, dar are importanță lucrul acesta. Eu cred că dacă cineva și-a schimbat convingerile, este cinstit din partea lui să zică, domnilor, îmi pare rău, am fost de acord cu voi, cu dumneavoastră, cum îi numește, cum îi tratează, indiferent, dar în momentul de față ceva s-a schimbat în mintea mea, în inima mea, în capul meu, locul meu nu mai este aici între voi, văd că eu sunt cauză de dezacord. Dar întrebarea domnului Constantinescu era același, poate că știe că are dreptate și nu vrea să plece de acolo, adică preferă până la urmă... Da. Urmează. Asta era odată. Iar a mea era de ce noi, întrebarea mea era de ce noi trebuie să-i dăm în cap aceluia care, la un moment dat, zice, domnule, nu mă mai consider parte din grupul vostru, am plecat, la revedere. Încerc să vă spun ce cred eu despre aceasta. Eu cred că noi facem o greșeală când dăm în cap, vorbesc în termenii aceștia, pe un limbaj popular, când dăm în cap cuiva care nu se potrivește cu noi. Facem o greșeală. Dacă noi considerăm că respectivul este în eroare față de cuvântul lui Dumnezeu, de principiile veșnice ale lui Dumnezeu, datoria noastră este aceea pe care o simțim, dacă vreți, instinctiv, față de proprii noștri copii sau soții, când îi vedem că au greșit, să au alunecat. Lucrul acesta se întâmplă în familie, dar nu în biserică. Îmi dați voie să vorbesc despre ceea ce ar trebui să fie, nu neapărat despre mulțumesc. Ceea ce este. Da. Așa? Și atunci încerc să-i ajut. Dom'le, a alunecat, îl prind de mână să nu spargă capul, să nu se lovească și de piatră cu ocazia asta. Copil fiind neatent, a călcat pe gheață și îl văd că își luată cu picioarele în sus. Bă, grebesc să-l prind dacă sunt destul de atent. Așa și cu cel care e de altă părere. Îmi dau seama că este în eroare. Dar întrebarea apare puțin mai dificilă când cineva este un reformator. Fiindcă întrebarea pentru mine este următoarea, dacă el este reformator sau crede el că este reformator? În principiu, șansa de a întâlni un reformator în viață e destul de mică, după părerea mea. Reformatorii apar la câteva sute de ani. Dar ce te faci cu cei care se cresc înnăscuți reformatori și... E aici un lucru interesant și am auzit odată un... Aș vrea să spun că chiar ieri am avut o problemă, dar să nu spun prea multe, pentru că sunt aici în Chicago. Ce se întâmplă? Dr. Kish, de la Andrews University, a dat un răspuns foarte interesant. Ești reformator și ai lumină nouă, da? Ai lumină nouă. E de la Dumnezeu, așa zici tu. O aduci în fața bisericii. Așa crezi? Da. Nu numai că zici. Da. Așa o crezi. Biserica o respinge. Tu ești convins că biserica greșește și tu ai dreptate. Ce ai de făcut? Și Kish a dat un răspuns foarte inteligent. Se vede că e croat. A zis așa.
îi spui acelui om următorul lucru. Dacă biserica nu primește, înseamnă că încă n-a venit timpul pentru biserică să înțeleagă acest adevăr. Așa că taci din gură. Apreciez inteligența croatului Cheș? Da. Și îmi permit să adaug și eu un răspuns. Credința mea este, acum vorbesc în dreptul meu personal, nu neapărat postul tău să susțină ceea ce... V-am zis că nu putem să ne luăm responsabilitatea. Vă rog să nu, las ca să nu păgubiți nimic, nu doresc lucrul acesta. Adăugirea mea este următoarea. Că atunci când are Dumnezeu de descoperit ceva, cred că, să încerc să fiu precaut, niciodată nu spune un lucru unei singure persoane. De exemplu, vă dau un exemplu, dacă vreți, așa se poate referi și la o discuție de mai înainte sau dintr-o altă emisiune. Mi-aduc aminte că eram băiat tânăr, așa, nu știu, 12, 13, 14 ani, cam așa. Și eram în biserică, unde eram cu părinții mei, era timpul de amiază, plecase toată lumea, scaunele erau goale și era acolo un domn bătrân, nu-l cunosc, nu-l văzusem până atunci, nu mai știu după aia dacă l-am mai văzut, dar știu ce vorbea el cu cineva, erau doi lângă el acolo, doi sau trei, nu mai știu, eu copil fiind trăgeam cu urechea pe acolo, curioși cum sunt tinerii la vârsta asta, și el spunea următorul lucru. Anul acesta, zicea el, la 12 septembrie va veni Iisus Hristos a doua oară. Dar să știți că dacă nu va veni atunci, să știți că eu am fost proroc mincinos. Eu am memorizat cuvintele lui și le țin minte până astăzi. Sunt tot felul de atitudini. Eu cred până în ziua de azi și nici nu știu cine e individul, nu l-am întâlnit decât atunci, l-am văzut. Era cinstit atunci. Asta e. Nu numai atât că era cinstit. El credea aceasta. El credea aceasta. Și acum mă refer la o extensie, dacă vreți, a ideii. Există oameni care pot să fie greșiți în ceea ce cred ei. Și sinceri. Și sinceri în același timp. Sinceritatea nu este garanția autenticității convingerilor. Eu plec să caut o adresă, conduc mașina, în loc să iau la dreapta, am luat-o la stânga. Și am intrat greșit. Dar intenția mea rămâne sinceră, că eu nu vreau să pierd dar benzina. Dar ce părere aveți despre următorul argument, care l-am ascultat foarte de curând? Da. Domnul va veni în termen de atâtea luni. Dar dacă nu vine, este din cauza că voi n-ați avut destulă credință, n-ați făcut destule sacrificii și v-a mai dat timp. E profet adevărat acesta. Ce spuneți de asemenea profeție? Uitați-vă ce, eu vă propun o discuție pe tema aceasta, dacă vreți, vreodată, dacă mai avem ocazie, cam departe locuința mea de Chicago. Noi vrem. Pe tema aceasta, care sunt cauzele întârzierii, puneți dacă vreți în ghilimele, fiindcă Biblia zice Domnul nu întârzie, cum cred unii, mă refer la cei care cred, întârzierea venirii Domnului Hristos în glorie. Fiindcă materialul dezbătut cu acea ocazie răspunde, această întrebare. Foarte interesant. Da. Vă invităm de pe acum. Mulțumesc. Dar să nu uităm că vorbeam despre libertate și independență. Da. Da, despre libertate și independență. Dați-mi voie că îndrăzesc să întreb. Nu cam, mai avem. Cam câte minute mai acordați? Probabil că vreo 5 minute, 10 minute la dispoziție. Da. Uitați-vă ce pot eu să spun acum, încercând să concretizez puțin gândurile din mintea mea pe care le-am adunat și pe care le-am asimilat acum. Le-am achiziționat de la dumneavoastră. Cu plăcere. Uitați-vă ce vreau să spun eu. În rezumat, independent, în sensul deplin al cuvântului, este numai Dumnezeu, Creatorul. El nu depinde de nimeni și Pavel scrie în Romanul, zice că el nu are trebuință de ceva din partea noi, nu-i putem oferi nimic lui Dumnezeu. Eventual, în limbaj adaptat la situația noastră, putem să-i producem bucurie, că ne iubește și ne așteaptă. Așa. Aceasta e una. În al doilea rând, există o confuzie aproape permanentă, cel puțin parțială, între ideea de independență și cea de libertate. Și acum am în vedere independența individuală, noi suntem dependenți,
a spus prietenul nostru, interdependență, foarte bine, e o reformulare a ideii de un factor sau de mai mulți factori, cel puțin. De, în niciun caz de un singur factor, de mai mulți factori obligatoriu. Suntem dependenți ca oameni. Dacă vrem să ne declarăm independenți față de Dumnezeu, e o absurditate pe care o putem practica, fiindcă suntem liberi, fiți atenți la conjuncția celor doi termeni, suntem liberi să facem lucrul acesta, ceea ce nu înseamnă obligatoriu că este verificată și în timp și realistă așteptarea noastră și poziția noastră. În privința libertății, vreau să prezint frumusețea acestui paradox. Mie mi se pare frumos acest paradox, că noi ne supunem lui Dumnezeu, recunoscându-l pe el mărimea lui și frumusețea caracterului și admirăm principiile lui și intențiile lui, mai ales descoperite în Iisus Hristos, pe care înaintea căreia ne plecăm și spunem că e Domnul nostru, și devenim robii lui. Robii lui devenind, suntem liberi. Și dacă într-o zi, sătui de libertate și de bine, vrem să vedem și ce e pe partea elaltă și cum e altfel, oricând ne putem cu ușurință debarasa, dacă vreți, de orice relație de acest fel. Ne putem sinucide treptat, dacă vreți, nu numai dintr-o dată. În timp ce, dacă vrem să ne declarăm liberi, ca indivizi, în conștiința noastră, față de Dumnezeu și de ceea ce El spune că ar trebui să fim și să facem noi și că ar fi condiții de supraviețuire, eventual pentru veșnicie, și noi zicem, nu, în numele independenței, în numele libertății, eu nu vreau lucrurile acestea, vreau să fiu liber, să fac ce cred eu, ce îmi place mie, ce doresc, noi devenim sclavi și devenim automat dependenți și prin extensie, fără să forțez cu nimic înțelesul vreunui text biblic, dacă vreți. Satan însuși trăiește acum cu viața care vine de la Dumnezeu. Da, și îngerii răi primesc de la el suport și putere, deși folosesc rău toate aceste daruri ale lui Dumnezeu. Deci nu există independență absolută și libertatea există numai în supunere față de Dumnezeu. Din punct de vedere social, orice societate care a mers pe ideea că un disident filozofic, dacă vreți, sau religios, pune în pericol unitatea neamului nostru, face demagogie. Fiindcă aceasta nu este o realitate. Dimpotrivă, aceasta înseamnă slăbiciune. Și înseamnă, mai curând sau mai târziu, prăbușirea acelui castel. Sau sclavia întregii societăți, pe la urmă. Da. Domnul Constantinescu, știți la ce mă gândeam? Că domnul Cazan, într-adevăr, este liber. Liber, da, în gândire. Are libertate, da, în gândire. Pentru că am mai întâlnit și alte persoane care nici măcar n-au ajuns la vârsta dumnealui și nu ar putea să exprime gânduri așa de... Eu știu, pentru noi tinerii de astăzi sunt gânduri cu o viziune probabil largă. Că încălcăm puțin nuanța asta între libertate și independență. Ar trebui să recomandăm acum tinerilor, fără să vorbească domnul Cazan, pe noi că o fac, mai multă independență în gândire și atunci vor ajunge să gândească cu mintea lor toată viața. Și ce vreau să spun? Nu vreau să desfințez această dihotomie între libertate și independență, dar vreau să am relația între ele. Oameni care gândesc gândurile altora și spun vorbele altora, niciodată nu vor fi liberi în gândire. Vreți să vă pun aici un bob de exploziv? Da. Spuneți-l, 3 minute mai avem, închidem și am lăsat. Vi-l spun într-un minut, nu în 3 minute, într-un minut. Am găsit în lumea adventiștilor persoane care admiră inspirația Ellen White. O socotesc o ființă inspirată de Dumnezeu în ce a scris și din care au învățat și care se conducă. Dar care?
Sigur că ceea ce spun eu comportă discuții complementare. La dispoziția dumneavoastră când vreți, că azi probabil nu mai încap. Dar am găsit persoane care pur și simplu nu știu să spună cu cuvinte proprii nimic decât să citeze pe Elena White. Ei citează. Imediat au volumul, paragraful. Domnilor, iertați-mă, e un principiu pedagogic elementar. Că dacă ai înțeles o temă, o exprimi în cuvintele tale. Când citesc tot timpul, sigur, o să mi se răspundă, dați-mi voi, o să mi se răspundă că și Pavel scrie Colosenilor, vorbiți între voi cu psalmi. Da. Eu nu găsesc echivalent între Biblie și nicio altă scriere din lume, fie și inspirată de Dumnezeu. Dacă vedeți vreo contrazicere în ce spun, întrebați-mă data viitoare, că acum nu mai aveți timp. Ați spus explozibil, să știți. Remarc încă o dată modul deschis în care domnul Cazan gândește și știți vorba aceea, cine n-are bătrâni să și cumpere. Mi-ar fi plăcut să fiți mai aproape de Chicago în așa fel încât să vă avem mai des la întâlnirile noastre, pentru că într-adevăr avem ce învăța de la, dumneavoastră. Mulțumesc! Nu sunt de vânzare. Nu. Am înțeles. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare. A fost plăcerea mea Și pentru exploziv. Să nu înțeleagă cineva că eu nu cred în inspirația persoanei respective. Eu afirm că eu cred. Fiți liniștit. Însă conceptul meu e diferit de conceptul respectiv. Fiți liniștit. Cei care se vor supra v-au înțeles foarte bine. Da. Mă tem că cei care se supără, nu fiindcă n-au înțeles, fiindcă au înțeles. Exact. Încă o dată vă mulțumesc și vă aștept și cu o altă ocazie. A fost plăcerea mea, vă mulțumesc. Domnilor și domnilor, punem punct emisiunii din seara aceasta. Vă mulțumim. Nu uitați, urmăriți-ne și pe site-ul oamenisiperspective.com. Sunt Marius Tănescu, tuturor numai bine. La revedere!